Matei 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre muntele măsliniilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi întată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș mânsul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și Iisus a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el, Iisus, i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Amin. Doamne Iisuse, Tu ești singurul care poate să ne explice cuvântul, pentru că Tu l-ai scris. De aceea Te rog, în următoarele minute, vorbește-ne și tălmăcește-ne Scripturile încă o dată. Dar, Doamne, prin Duhul Sfântului, vrem trăirea noastră, gândirea noastră, privirea noastră, trăirea noastră, îmbrăcămintea noastră, pășirea noastră, tot ceea ce facem să fie prin Duhul Sfânt. Doamne, ne-ai chemat să trăim vieți supranaturale. Știm că le putem trăi, dar iarăși prin Duhul Sfânt. De aceea Te rugăm să ne hrănești ființa, tot prin Duhul Sfânt, să ne dai Cuvântul Sfânt, prin Duhul Sfânt, și îți mulțumesc că prin Harul Tău vom pleca de aici transformați. Vom pleca vindecați, vom pleca văzând mai bine, vom pleca închinându-ne Ție mai bine, vom pleca mai pocăiți, Doamne, mai plin de dragoste, mai plin de Tine, de prezența Ta, de dragostea Ta, de harul Tău. Vorbește, Doamne, robului Tău și robilor Tăi și mulțumim, Doamne, că Tu vei vorbi și mulțumim că noi vom primi cuvântul Tău și mulțumim că existi, Doamne, îți mulțumim că existi. Și pentru că există loc descoperire tuturor oamenilor care sunt prezenți aici în această după-amiază, spre slava numelui Tău șerem toate aceste haruri. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cântările corului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru jertfa pe care ați făcut-o coriștii, pentru că eu știu, eu cândva am cântat în cor și iarăși tot timpul eu cânt în cor. Însă eu știu și eu știu, ca unii dintre noastre știu ce înseamnă cor. Cor, pe lângă faptul că ai nevoie de ureche muzicală, pe lângă faptul că ai nevoie de voce muzicală,
Pe lângă faptul că ai nevoie de gândire muzicală, mai e nevoie încă de ceva, de jertfă. Și jertfa asta este printre cele mai importante dacă vrem să facem cor și dacă vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să fim dispuși să ne jertfim. Dar să vă mai dau o veste bună. Nu putem fi creștini dacă nu suntem dispuși să ne jertfim. A fi creștin înseamnă să te sacrifici. Asta ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos a definit pe sine și vorbind despre sine, Domnul Iisus a zis, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci Fiul omului a venit să slujească. Eu vă mulțumesc și celor ce ați slujit în felul acesta aici și veți continua să faceți lucrul acesta încă ani buni de acum înainte. Amin. Dumnezeu să vă dea pasiune și dorință de a sluji și de a vă jefi. Amin. Amin. În textul acesta mi-a tras atenția o afirmație și o declarație pe care am găsit-o în Biblie foarte des repetată tocmai în săptămâna aceasta sfântă. Noi astăzi am intrat în săptămâna patimilor. Curios este că în limba engleză, când s-a produs și s-a regizat filmul ăla de Mel Gibson, când a regizat filmul ăla, titlul filmului este așa, The Passions of Christ. Și ce înseamnă asta? Tradus în limba română, înseamnă pasiunea lui Hristos. Noi în această seară, în această zi, am intrat în săptămâna pasiunii lui Iisus Hristos. Nu doar a patimilor, a pasiunii lui Iisus Hristos. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos în lume, să împlinească cu pasiune voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a venit în lume să moară cu pasiune pentru noi și cu pasiune să ne demonstreze că ne iubește, slavă Domnului nostru Iisus Hristos. Însă mi-a atras atenția în Scripturi, în textul pe care l-am citit, o declarație care se repetă ca un leitmotiv în săptămâna aceasta a pasiunii Domnului și a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. Tocmai în săptămâna sfântă, în săptămâna aceasta luminată, expresia aceasta se repetă foarte des. Și au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 21, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile, să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine plin și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe, slăvit să fie Domnul. Amin. Spre bucuria mea, spre uimirea mea, de câteva ori și de deseori în Noul Testament, în săptămâna pasiunilor și a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, apare această afirmație, această declarație, ca să se împlinească Scripturile. Ca să se împlinească Scripturile. De 5 ori în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 19, Duhul lui Dumnezeu repetă afirmația aceasta ca să se împlinească Scripturile. Când Domnul Iisus Hristos, într-o zi ca astăzi, a intrat în Ierusalim, El a intrat în Ierusalim călare, pe un măgăruș, ca să se împlinească Scripturile. Și acum să vă dau niște statistici foarte interesante. Afirmația aceasta, ca să se împlinească Scripturile, sau sinonimul ei, se repetă de 18 ori în cele 4 Evanghelii. Mai departe. Numai în săptămâna aceasta a pasiunilor Domnului Iisus și a patimilor, sau în săptămâna sfântă, s-au împlinit circa 28 de profeții în viața Domnului Iisus. Un alt lucru foarte interesant pe care l-am găsit pe paginile Sfintelor Scripturii este că există în Scripturi peste 100 de profeții despre Domnul Iisus. Însă 44 din aceste 100 de profeții deja s-au împlinit de Domnul Iisus Hristos în cele 4 evanghelii.
spre bucuria mea, spre uimirea mea, spre satisfacția mea, profetul din vechime, ne scrie câteva lucruri din cartea profetului Zaharia, capitolul 9 cu 9, ne scrie ce urma să se întâmple peste sute de ani în Ierusalim, în viața Domnului Iisus Hristos și prin Iisus Hristos. Acum să vă spun ceva. Eu am fost crescut în familie de pastor. Și pe la 19 ani, am mai spus asta, dar trebuie să o mai repet o dată, pentru că merită, s-ar putea pe unii să vă încurajeze. Și pe la 19 ani, am intrat într-o criză de ateism. Și am început să gândesc, șmecherește gândeam. Și am zis, dar dacă ceea ce părinții mei îmi spun este doar o inoculare, este doar o religie a lor, este poate că o travă, o spălare de creier pe care mi-au aplicat-o mie și fraților mei, oare chiar să fie adevărat că Iisus Hristos există, că Dumnezeu există, că Biblia este adevărată? Și am început să caut eu, să cercetez și am făcut muncă de cercetare la 19 ani. Și am început să cercetez cuvântul lui Dumnezeu și să văd creștinismul este adevărat sau ateismul este adevărat. Pe vremea mea, când aveam 19 ani și altfel îmi vopseam părul, eram în trend, acum iară sunt în trend, sunt mereu actual, sunt mereu modern. Și pe vremea aceea am început să studiez și era la modă pe vremea aceea ateismul. Nu creștinismul. Era la modă ateismul. Și pentru că eram inoculat în toate școlile pe care le-am făcut, la locul de muncă eram inoculat ateism. Și mereu mi se spunea că creștinismul este un bahast, este o poveste, este opium pentru popor, religie, așa cum a spus un trăscărit cu mulți ani în urmă, care a făcut mult dezastru în Europa și în Rusia. Am început să cercetez. Să văd, merită să cred în Dumnezeu ce este adevărat, creștinismul sau ateismul. Și mai fac acum încă o dată o declarație. După ce am făcut eu cercetări, normal că n-au fost nici cercetări foarte, foarte profunde, ci doar cu capacitatea pe care o aveam la 19 ani, am ajuns la această concluzie. Că n-am atât de mare credință încât să devin ateu. Că n-am o credință atât de mare încât să devin ateu. Pentru că trebuie să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnișoarelor și domnilor, că pentru a deveni și a fi ateu, îți trebuie o credință mult mai mare decât pentru a fi creștin. Și pentru a te pocăi. Explicație. A crede că cerul și pământul au fost făcute din nimic, din punctul meu de vedere, este sinucidere intelectuală. Atei. Fii atent ce înseamnă să fiu ateu. Eu nu vreau să jignesc atei, dar dacă este un ateu, tare mi-ar face plăcere să vorbesc cu el la sfârșitul slujbei. Însă eu nu vreau să jignesc ateii, însă vreau să spun așa. Ateii, ei nu cred în Dumnezeu, dar ei cred în ceva. Știți în ce cred ateii? În nimic. Ateii nu cred nimic, ei cred în nimic. Și ei cred că nimic a creat cerul și pământul, inclusiv pe tine. Și toți sunteți frumoși aici. Și acum imaginați-vă că nimic a creat pe noi. Și am coborât din pom pe la Timișoara, pe la Reșița și am ajuns și ne-am întâlnit la stânga. Dacă aș sta la sfârșitul slujbei, la terminare, la ieșire și aș da mâna cu dumneavoastră și aș spune felicitări pentru străbunicul tău care a fost maimuțor. Sunt convins că nu ați lua declarația aceea compliment, ci mi-aș și da una și eu v-aș da înapoi. Da, uite așa să fiu frați. Bine, exagerez acum categoric. Însă, mi-am dat seama că nu am o credință atât de mare încât să devin ateu. Însă, nu doar asta am realizat. Unul dintre motivele care pe mine m-au făcut să devin creștin și să rămân creștin. Știți care este? Împlinirea profețiilor în viața Domnului Iisus.
Mesajul din această seară l-am numit așa, Iisus, Dumnezeul profețiilor împlinite. Iisus, Hristos din Nazaret, Dumnezeul profețiilor împlinite. Eu nu sunt filosof. Însă am ajuns la o concluzie și nu sunt nici savant. Însă am ajuns la o concluzie extraordinară. Că dacă cineva în această seară este în locul acesta și până acum n-a crezut, dar vrea să creadă și să aibă evidențe clare că Iisus Hristos este Dumnezeu, trebuie să îndrăznească să facă o muncă de cercetare. Și în mod deosebit să studieze profețiile împlinite în viața Domnului Iisus. Și o să ajungeți la o concluzie la care am ajuns și eu și oameni mult mai sofisticați decât mine, că în Iisus Hristos s-au împlinit toate profețiile scrise în Vechiul Testament și că vor continua să se împlinească toate profețiile scrise în Vechiul Testament. În mod rațional este imposibil ca 100 de profeții să se împlinească în viața unui singur om. Pentru că toate profețiile s-au împlinit și se vor împlini în Domnul Iisus Hristos. Asta demonstrează că Biblia este adevărată și că Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Glorie Domnului Iisus Hristos! Profețiile împlinite este dovada clară pentru orice intelectual destupat la minte că Dumnezeu există. Că nu s-ar fi putut împlini zeci de profeții scrise cu sute de ani înainte în viața unui singur om și omul acela să fie tocmai Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Iisus Hristos este Dumnezeul profețiilor împlinite, slăvit să fie Domnul. Amin. Profetul în vechime, în Zaharia, la capitolul 9, profetul ne spune o chestiune foarte importantă despre Domnul Iisus. Și spune așa că Domnul Iisus Hristos o să intre în Ierusalim într-o zi de sărbătoare, călare nu pe o măgăriță, ci pe mânzul unei măgărițe. Și exact așa s-a împlinit profeția pe care a făcut-o Zaharia după câteva sute de ani în viața Domnului Iisus Hristos într-o zi de astăzi de flori, slăvit să fie Domnul. Și Biblia ne spune trei detalii punctuale despre acea profeție. Zice Scriptura așa, că animalul pe care Domnul Iisus Hristos l-a folosit ca mijloc de transport și a intrat în Ierusalim, cu el în Ierusalim, era un animal de împrumut, era mânzul unei măgărițe. Domnul Iisus n-a folosit măgărița, ci a folosit măgărușul, dar măgărușul era de împrumut, șaua, adică hainele oamenilor, erau de împrumut. Și încă ceva, măgărușul acela n-a mai fost încălecat de nimeni niciodată. Mi s-a descoperit o chestiune foarte faină, foarte importantă. Numai animalele nefolosite, numai animalele pe care nimeni n-a mai încălecat niciodată, erau considerate potrivite pentru un scop divin sau reces. Și măgărușul acesta n-a mai fost folosit de nimeni niciodată. Ați încercat vreodată să vă urcați pe un măgăruș nedresat, sălbatic? Să nu încercați. Eu am încercat pe un căruț, am mai spus povestea, nu mai spun că ziceți că uit și vă tot repet, dar nu vă doresc nimănui experiența aceea când am urcat și un coleg m-a șmecherit la Sibiu, când lucram la Sibiu în tinerețele mele și m-am urcat pe un căruț din ăsta, nedresat, nu știu, neînșăuat, și ăla l-a ținut și zice, hai, și eram un... Mă rog, încă mai sunt, nu, dar nu chiar așa. Eram un năstrăvan, eram un aventurier și deci hai că eu îl țin, hai că tu poți să pe ăsta, să-l domini și poți să-l controlezi și eu îl țin. Și l-a ținut cumva de coamă, n-avea nici hamul, nici hățul, nimic, n-avea o coamă aici. Eu, fraier, știi? Dar așa e, la un moment dat, Doamne ajută-ne să nu rămâne mult în fraierismul ăsta. Și l-a prins de coamă și eu am urcat. Și în momentul următor i-a dat drumul. Fraților, nici nu vă spun ce durere am simțit în următoarele câteva secunde. M-am urcat pe el,
Și ăsta a luat-o la viteză, la fugă și în următoarele, cred eu, 10 secunde, mi-a trântit odată. Nu știu cum a reușit să se ridice, să se înalțe și când m-a aruncat odată și când am făcut contact cu pământul, mă mir că încă sunt normal. Serios. Deci a fost o experiență tare neplăcută. Tare de să nu încercați. Ce am făcut eu, vă rog dumneavoastră să nu faceți, că nu funcționează foarte bine. Însă Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pe un măgăruș neîmblânzit. Iisus Hristos este Dumnezeul profețiilor împlinite. Pentru că în Iisus Hristos, în săptămâna mare, s-au împlinit 28 de profeții. Nimeni nu putea să împlinească profețiile acestea decât într-un mod divin și dacă era și este Dumnezeu. Și pentru că aceste profeții s-au împlinit, zeci de profeții până acum, în viața unui singur om, adică Domnul Iisus, asta demonstrează suscitare într-un mod nenegociabil și indubitabil că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat slăvit să fie numele. Însă, aș vrea în această seară, în următoarele alte câteva minute, să mai învățăm încă două adevăruri foarte importante. Împlinim și vă rog să notați acest adevăr numărul 2. Împlinim Scriptura, domnilor, domnișoarelor, fraților, surorilor, împlinim Scriptura fără să ne dăm seama. Și atunci când suntem inconștienți noi, împlinim Scriptura. Câteva exemple. Când în ziua de flori, poporul îl aclama pe Iisus Hristos, împlineau Scriptura. Dar nu știu. Când Iuda, în săptămâna aceasta sfântă, îl vindea pe Iisus Hristos într-un mod murdar și josnic pentru 30 de amărâți de arginți, împlinea Scriptura. Dar nu știa. Și exemplele pot să continui și o să vă mai dau câteva exemple. Când Samson s-a abătut de la calea Nazireatului pe care Dumnezeu i-a cerut să o păzească, adică să nu bea vin și să nu bea nici mus și să nu bea nimic ce vine din struguri și să nu se radă pe cap și să nu se atingă de mort. Când Samson s-a bătut de la calea Domnului, și ce face la un moment dat în judecător la capitolul 14, le cere părinților lui să ia o nevastă dintre fetele filistenilor, ceea ce era interzis de legea lui Dumnezeu. Și au zis și părinții, când își dau seama de gafa pe care Samson vrea să o facă, încearcă să îl consilieze pe Samson, încearcă să-i atragă atenția și să-i spună, nu-i bine să te căsătorești în afara lui Israel, nu-i bine să te căsătorești cu un necredincios. Și ăsta a văzut la Timna o femeie, a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor, când s-au suit înapoi, zice Scriptura, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Asta era foarte hormonal, Samson. Asta și de-aia și dat în pahar de rău. Însă au zis versetul 3. Tatăl său și mama s-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei de nevastă de la, să-ți iei nevastă de la filistenii care sunt netăiați împrejur, ce auziți? Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o, căci îmi place. Bine, cu Samson nu puteai să vorbești urât. De-aia și părinții au vorbit cu el cu semnul întrebării. Nu este, știi, că nu îndrăzneau. Samson avea niște, cred eu, că avea niște probleme și cu mușchii, dar și cu multe alte, și cu bidonul. Dar auziți ce spune în versetul 4. Auziți ce spune versetul 4, este foarte interesant pentru mine versetul 4. Tatăl său și mama sa, fiți atenți, nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, că Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor, în vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. Fiți atenți. Ne întoarcem la adevărul acesta uimitor pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură. Și s-a întâmplat tocmai și s-a împlinit tocmai în ziua de flori, împlinim Scripturile fără să ne dăm seama.
Samson, fraților, împlinea Scriptura chiar când a ieșit din voia lui Dumnezeu. Și vă atrag atenția la adevărul acesta uimitor și parcă misterios. Noi împlinim planul lui Dumnezeu și când păcătuim. Noi împlinim planul lui Dumnezeu și când ne căsătorim în lume. Mă, nu vă grăbiți să săriți la concluzii. Noi împlinim planul lui Dumnezeu când ieșim din voia lui Dumnezeu. Dar fiți atenți. Păcatul acela nu este scuzabil. Când Iuda îl vindea pe Iisus Hristos, păcatul acela nu l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu. Amin. Nu l-a luat prin surprindere. Dumnezeu știa că era profețit în Scripturi, din nou, ca să se împlinească Scriptura, l-a vândut Iuda pe Domnul Iisus. Însă fiți atenți. Deși Iuda, păcătuind, împlinea unul dintre planurile lui Dumnezeu, Iuda n-a fost scuzat. Păcatele pe care noi le facem, fraților, chiar dacă sunt în planul, într-un anume plan al lui Dumnezeu, ele sunt nescuzabile, sunt inexcuzabile. Știți cum face și cum abordează Dumnezeu păcatul? Dumnezeu niciodată nu scuză păcatul. Să nu cumva să ne treacă prin minte vreun stol că, uite, ne învață cocare în acea seară că păcatele noastre sunt în planul lui Dumnezeu. Da, vă învăț asta, însă vă mai învăț ceva, că Dumnezeu pedepsește păcatul. Amin. Și vă rog să rețineți adevărul acesta. Dumnezeu se comportă cu păcatele în felul acesta. Dumnezeu nu scuză păcatul. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu doar iartă păcatul când mă pocăiesc de el. Dar Dumnezeu nu scuză păcatul. Însă, noi împlinim Scripturile, noi împlinim Scripturile chiar că nu ne dăm seama și Samson și-a luat o nevastă de la Timna, de acolo, filisteancă, și aia nu era voia lui Dumnezeu, dar Biblia spune că asta venea de la Domnul. Pentru că ăsta, Samson căuta hâră și scandal, sămânță de ceartă cu filistenii, se buimăcească pe aia și atâta i-o bătut și bine l-o făcut. Împlinea Scriptura. Dar nu-și dădea seama. Vă mai dau încă un exemplu foarte important și foarte serios. Este adevărat, e exemplu cu semnul minus. Un altul care împlinea Scriptura, dar cu semnul minus. Știți, noi putem împlini Scriptura fie cu semnul plus, fie cu semnul minus. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune să împlinim Scriptura întotdeauna cu semnul plus. Amin. Nu cu semnul minus. Când Roboam a fost un împărat care a venit la putere după ce s-a rupt împărăția lui Israel, după Solomon, mi se pare. Și Roboam, când a refuzat sfatul, ăsta a fost foarte tinerel când a ajuns pe tron, a refuzat sfatul bătrânilor plin de înțelepciune și a ascultat de sfatul nebunesc al tinerilor plin de năstrăvănii și de prostii. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta. Fiți atenți ce zice Scriptura. A fost Roboam, chiar dacă făcea o prostie enormă, că asculta de sfatul tinerilor, zice așa, a fost hârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Roboam, fiul lui Nebat, și asta se găsește în 1 Împărați la capitolul 12 cu 15. Noi împlinim Scriptura, fraților, în bine sau în rău. Noi împlinim Scriptura chiar dacă nu ne dăm seama. Într-o zi ca astăzi, evreii care l-aclamau pe Iisus Hristos împlineau Scriptura, dar ei nu știau că se împlinește Scriptura. Într-o zi ca astăzi, fiți atenți, eu cred într-un Dumnezeu atotputernic. Cred într-un Dumnezeu care nu este luat prin surprindere de niciun gest al nostru. Cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Și cred că în dreptul fiecăruia dintre noi există un plan al vieții noastre. Și acum vă rog să rețineți. Noi împlinim însă un anume plan. Atunci când suntem dispuși să ne pocăim. Noi împlinim planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine ca să mă poată binecuvânta. Când însă refuz să mă pocăiesc
se împlinește un alt plan în viața mea, planul B. Și în momentul când resping pocăința, Dumnezeu nu mai poate binecuvânta. Și dacă Dumnezeu nu mă poate binecuvânta, înseamnă că în loc de binecuvântare, eu voi avea parte în final de nenorocire. Și Dumnezeu să mă ferească de așa ceva. Rugăciunea mea, una dintre rugăciunile mele pentru mine, pentru casa mea, pentru biserica Domnului de aici, pentru stânca, pentru noi toți care suntem în locul acesta, este să fim suficient de înțelepți și să împlinim planul pozitiv pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră. Amin. Amin. Dau un exemplu. Și ce spune Apostolul Pavel? Zice, duceți-vă mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt. Amin. Amin. Ăsta este planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine și ăsta e și pentru tine. Și ăsta este un plan pozitiv pe care Dumnezeu îl are pentru mine și pentru tine. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu îmi spune, du-ți planul pe care eu l-am de mântuire pentru tine până la capăt. Fiți atenți. Când hotărăști să iubești, așa cum a iubit Domnul Iisus Hristos, știi ce? Tu împlinești Scripturile. Când hotărăști să nu iubești, iarăși se împlinesc Scripturile. Când hotărăști să te botezi, de exemplu, tu împlinești Scripturile și duci planul lui Dumnezeu până la capăt. La un moment dat, prin Ioan 13 sau 14, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe ai săi până la capăt. Ăsta este planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine. Să împlinesc Scripturile până la capăt. Amin. Noi împlinim Scripturile, fraților, chiar dacă nu ne dăm seama, cu semnul plus sau cu semnul minus, noi împlinim Scripturile. Oamenii ăștia în ziua de flori împlineau Scripturile și habar n-avea. Doamne, ajută-ne însă noi să împlinim Scripturile și să știm ce facem. Amin. Vă mai dau încă un exemplu despre oameni care împlineau Scripturile, dar nu știau. Și asta s-a întâmplat, deci, cu Samson, împlinea Scripturile cu semnul minus, dar nu știa. Roboam împlinea cuvântul lui Dumnezeu cu semnul minus, în nebunia lui, în demența lui tinerească, adolescentină, el împlinea planul lui Dumnezeu, dar cu semnul minus. Și aș vrea să luăm încă pe scurt un alt exemplu foarte profund din Scriptură. Să vedeți cum lucrează Dumnezeu în providența sa. Cred că toți ne aducem aminte de Iosif. La un moment dat, Iosif ăsta avea încă 11 frați. 10 dintre ei erau mai mari decât Iosif, mai bătrân. Și într-o zi, tatăl lor, Iacob, îi zice, fii atent, fiule, te rog să te duci la frații tăi să-i cauți și să-mi aduci vești de la el. Și ăsta pleacă de acasă și se duce pe câmp de acolo să-i caute pe unde erau frații ăștia lui și nu-i găsește. Și s-a întâmplat că pe câmp găsește un om. De ce nu mi-ai văzut frații cu oile? Zice, o, ba da, i-am văzut. Zice, sunt adoptat. Acolo, în zona aia altă. Oare de ce a trebuit să îl găsească Iosif pe omul acela prin câmp, prin pustiu și omul să îi dea direcție înspre frații lui? Și când ajunge înspre frații lui, frații lui îl văd. Și spun fraților, răi, focăș. Dar zice, ei mai târziu, 20 de ani mai târziu, când se întâlnesc cu Iosif, de data asta, într-o altă formulă, într-o altă situație, zice, noi suntem oameni de treabă. Erau niște bandiți de prima clasă. Niște nemernici erau chiar, dar zice, noi suntem oameni de treabă. Și când îl văd pe Iosif, pe tânărul Iosif, veniți spre el, îi spun, oh, uite-l pe făuritorul de vise. Zice, ia să-l omorâm noi și să vedem ce se alege de visele lui. Vreau să vă dau un sfat, fraților. Vă rog, aveți curajul să visați. Tinerilor, aveți curajul să visați după voia lui Dumnezeu. Fraților, adulților, vârstnicilor, aveți curajul să visați după voia lui Dumnezeu, pentru că vă dau acum așa, vă dau aici un cuvânt. Unele visuri și unele vise se împlinesc, se materializează. Dar dacă nu visezi, n-are ce să se materializeze. Și ce s-a întâmplat? În momentul când ăia îl pun mâna pe Iosif, vor să-l omoare și sare nube și spune să nu-i faceți niciun rău, hai totuși să nu-l omorăm, că totuși e fratele nostru. Hai să-l vindem.
l-am vândut pe 20 de arginți. La niște oameni care, niște beduini din aia care mergeau în Egipt și l-au cumpărat. Și acum să vă zic o chestiune care eu am descoperit-o, sau mi s-a descoperit, nu mai corect spus. Când Iosif a plecat de acasă, visul a început să se materializeze. Când Iosif l-a întâlnit pe omul ăla singur, pe câmp, visul a început să crească. Când Iosif a fost vândut de, nu omorât, abia a scăpat, așa ca prin urechele acului, că erau răi, știi? Erau ei credincioși, erau religioși, erau răi de mama focului. Așa au zis cineva pe internet când erau discuțiile în urmă cu câțiva ani despre Petru Dugulescu și, mă rog, fel de fel, când oamenii spuneau fel de fel de lucruri jalnice și neadevărate. I-am intrat pe un blog, zice-se creștin, dar cred că e mai mult creștin fără și chiar dacă este găzduit și gândit de un pastor, Dumnezeu să-l ierte. Și baptist, Dumnezeu să-l ierte. Asta am nevoie. Și scria un necredincios când a văzut cancanurile între pocăiți și ce zic baptiștii între ei despre pastorii lor, despre preoții lor. A zis așa, zice, deci aveți grijă, zice, feriți-vă de un pocăit. Zice că ăsta când dă cu sete, că n-a mai dat de mult. Așa că a descris un om din lume. Când frații l-au văzut pe Iosif, au zis, hai să vedem ce se alege de visul, să-l omorăm. Și atunci intervine lumea și zice, nu să-l vindem. Știi, când Iosif era vândut de frații lui, visul creștea. Se materializa. Când Iosif ajunge sclav în casa lui Potifar, visul se materializa. Dar el nu știa. Se împlinea Scriptura. El împlinea Scriptura, dar el nu știa că se împlinește Scriptura. Când ajunge pe urmă în pușcărie, acuzat în mod nedrept de doamna Potifar, visul se împlinea. Noi împlinim Scripturile și Scripturile se împlinesc în viața noastră, fraților, și atunci când nu ne dăm seama. De aceea noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este un Dumnezeu al providenței. El călăuzește, El este Cel ce ne duce, El ne conduce și îl slăvim pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. Însă, vreau în finalul mesajului meu din această seară să vă arăt două pericole foarte importante, tocmai în ziua de Florii. Pericole care s-au petrecut atunci, pericole care se petrec acum. Și vreau să rețineți aceste două adevăruri foarte importante din punctul meu de vedere, cel puțin pentru mine au fost revelatoare. E posibil să cunoaștem și să împlinim Scripturile, dar doar parțial. Ăsta este primul pericol. Foarte mare. Ăștia din ziua de Florii, gloata aceea, ucenicii aceia, cunoșteau părți din Scripturi. Ei când au citat, iată, împăratul tău vine la tine, când au citat Osana, fiul lui David, Osana, ei citau din Psalmul 118. Ei cunoșteau Scripturile parțial. Și încă ceva, împlineau Scripturile parțial. Vă pun o întrebare foarte serioasă. Întrebarea este pentru mine și este pentru fiecare dintre noi. Fraților, noi, majoritatea dintre cei ce suntem aici, cunoaștem Scripturile destul de bine. Însă întrebarea este aceasta. Cum le împlinim Scripturile pe care le cunoaștem? Asta este mai întrebare. Pentru că auziți care este pericolul? A împlini Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial te induce în eroare. Te duce în eroare. A împlini Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial te duce în eroare, pentru că dă bine, dar a împlini Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial te obligă pe tine să comiți suicid spiritual. Dacă doar cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinim doar parțial, o încurcăm. Pentru că exact așa a făcut primul împărat al lui Israel, împăratul Saul, așa a făcut și a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial și pentru că a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial, și-a pierdut împărăția, și-a pierdut puterea, și-a pierdut comunicarea cu Dumnezeu, tocmai pentru că a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu doar parțial.
să ne ferească Dumnezeu pe toți de aici. Să împlinim cuvântul Domnului doar parțial. Pentru că îți dă o senzație de bine. Când împlinești cuvântul lui Dumnezeu doar parțial, îți dă o senzație de bine, dar se termină cu rău, se termină în catastrofă. Când împlinești cuvântul lui Dumnezeu doar parțial, îi semn rău, precum cu cuveaua pe casă. Când îți cântă, știi? Vă cei ce nu știți, vă spun ce înseamnă. Ca să vă dau informația până la capăt, când cântă cu cuveaua pe casă, acolo urmează să moară cineva, așa spun bătrânii. Dumnezeu să ne ferească. Se pare însă că există ceva adevăr din când în când în proverbul acela. Însă, când cunoști Biblia și mă împlinești doar parțial, este foarte periculos. Oamenii, într-o zi ca aceasta, îl lăudau pe Dumnezeu. Dar în același timp, erau orbi spirituali. Câteva exemple. Te-ai botezat. Și asta este grozav că te-ai botezat. Și trebuie să împlinim toți botezul, pentru că așa a poruncit Domnul Iisus. Amin. Da. Dacă vrem să fim mântuiți, dacă vrem să avem parte de împărăția lui Dumnezeu, de mântuirea Domnului Iisus, trebuie să ne botezăm. Dar acum fii atent. A te boteza este foarte bine, dar nu e suficient. Dacă doar te botezi și rămâi doar acolo, și nu îți duci în continuare mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt, înseamnă că ai împlinit doar parțial cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să împlinim tot cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Să vă dau un alt exemplu. Domnul îmi spune să-mi duc sfințirea până la capăt. Amin. Domnul îmi spune să-mi duc iertarea până la capăt. Să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu iertând pe cei de lângă mine care mi-au greșit. Amin. Asta este porunca lui Dumnezeu. Eu nu pot permite să mă opresc doar la jumătate. Țineți minte când Domnul i-a poruncit lui Moise să scoată poporul lui Dumnezeu din Egipt și să-i ducă în Canaan. Faraon a încercat niște șmecherii religioase și spirituale și a zis, ok, vă las să vă duceți să vă închinați, dar aici să rămână cu noi averile voastre, turmele voastre, cirezile voastre, să rămână, posesiunile voastre să rămână cu noi. Voi puteți, uite, luați-vă și nevesele și copiii, că inițial n-au vrut să-i lase pe ăștia. Dar în final, Faraon face niște concesii și îl lasă pe Moise și poporul să plece. Dar zice, lăsați ăstea posesiunile voastre, lăsați-le aici. Și ce spune Moise? Fiți atenți. Zice, nu, noi mergem să ne închinăm Domnului și nu lăsăm nicio unghie în Egipt. Noi tot ceea ce este al nostru, cu tot ceea ce suntem și avem noi, noi ne închinăm lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Dumnezeu nu are nevoie de jumătăți de măsură. Știți cum erau ăștia în ziua de flori? Ei împlineau cuvântul lui Dumnezeu, dar doar parțial. Ei cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, dar doar parțial. Ei doar au strigat, iată profetul, Osana, 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 strigau ei, dar nu prea știau ce se întâmplă. Ei împlineau cuvântul, nu știau că împlinesc cuvântul, dar îl împlineau doar parțial. Frați și surori, îmi vorbesc mie și dumneavoastră, domnilor și doamnelor. Dumnezeu n-are nevoie să-L slujim cu jumătăți de măsură. Dumnezeu n-are nevoie doar de jumătate din inima ta, ci Dumnezeu are nevoie de toată inima ta. Amin. Nu poți să spui, Doamne, uite, eu te iubesc doar parțial, că n-are nevoie Dumnezeu de așa ceva. Ci Dumnezeu spune, dacă mă iubești pe mine, mă iubești cu toată inima ta, fiți atent, cu tot sufletul tău, fiți atent, cu tot cugetul tău și cu toată puterea și cu toți mușchii tăi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar observați cum zice Domnul Iisus, iubește-L pe Dumnezeul tău cu toată inima, nu cu jumătate, nu cu 90, nu cu 99. A împlini cuvântul lui Dumnezeu doar parțial este teribil de periculos, frați și surori, pentru că dă bine, dar se termine în teroare, se termină în rușine și se termină în iad și Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Să fim atenți la acest mare pericol de a împlini cuvântul lui Dumnezeu doar parțial. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Fii atent. Să fim atenți la acest mare pericol care de a cunoaște Scripturile doar în parte. Asta este foarte mare pericol. Noi trebuie să cunoaștem toată Scriptura, nu doar părți din Scriptură, așa cum le cunoșteau ăștia în ziua de flori. Un alt mare pericol, de a crede doar în parte Scripturile. Noi trebuie să credem toată Scriptura. Amin. Nu numai bucățele din Scriptură, ceea ce ne convine nouă.
Și încă un alt mare pericol este acesta de a practica Scriptura doar când vrem noi și ce ne convine din Scriptura. Asta este un mare pericol. În prima mea parohie am avut un credincios, un băiat bun, care trăia în adulter. Dar el era băiat bun. Doar atât avea. Dar era băiat bun. Însă știi ce mi-a zis nevastă sa? Că tot întrebam. Bine, l-am expus. A expus el din biserică. Mi-a devenit dușman. M-a dat pe mâna poliția securității. Ce mai era pe vremea aceea? Nimic. Însă, am întrebat-o pe soția lui, care a fost o sfântă. Zic, ce mai face? Și am spus numele. Zice tot așa. Dar aici, frate Daniel, să vă spun ceva. Ce? Și să știți că citește Scriptura. O, zic, se bun. Zic, dar pe unde citește din Scriptură eu? Păi zice, Cartea Psalmilor. Doar atât. Și el lua acolo Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Nu, doar sunt psalmii ăștia care îi făceau masaj spiritual. Îl mângăiau un pic așa, îl masau, se masa el, știi, cu psalmii aceia. Noi trebuie să cunoaștem din Scripturi, fraților, și trebuie să practicăm numai ce ne convine din Scripturi. Noi trebuie să practicăm tot Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ultimul lucru care aș vrea să-l învățăm și este formidabil și acesta, și este mare pericol, e posibil să cunoaștem Scripturile, dar să nu-L cunoaștem pe Domnul Scripturilor când este la lucru în mijlocul nostru. E posibil să cunoaștem Scripturile, dar să nu-L cunoaștem tocmai pe Domnul Scripturilor când este la lucru în mijlocul nostru. Și exact așa s-a întâmplat în ziua de Florin. Ei cunoșteau Scripturile. Dar știți care era neșansa lor? Că nu-L cunoșteau pe Domnul Scripturilor, care era mijlocul lor. Ei cunoșteau Psalmul 118, cunoșteau frânturi din Scripturi. Exact așa suntem și noi, unii dintre noi aici, în acea seară. Noi cunoaștem frânturi din Scripturi. Cunoaștem unele pasaje biblice pe de rost. Și bine facem. Însă vreau să vă întreb foarte serios. Nu cumva, deși cunoaștem Scripturile, nu-L cunoaștem personal pe Domnul Scripturilor? Adică pe Iisus Hristos. Una este să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Cu totul altceva este să cunoști pe Dumnezeul Cuvântului. Amin. Una este să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Cu totul altceva este să cunoști pe Dumnezeul Cuvântului și mai ales atunci când este mijlocul tău și când trebuie să lucreze. Doamne, ajută-ne să te cunoaștem. Să nu ne oprim și să cunoaștem doar Cuvântul tău. Cuvântul scris. Știți de ce ne-a dat Dumnezeu Cuvântul scris? Adică Biblia. Și vă rog să nu uitați asta, dacă se poate. Ăsta este un principiu teologic fundamental. Nu știm ăsta, am încurcat-o puțin ca ăștia în ziua de Florin. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul scris ca să ne ducă la Cuvântul viu. Amin. 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 În mâna mea am Cuvântul scris. Am litera. Am Cuvântul scris. Însă Dumnezeu nu mi-a dat Cuvântul scris ca să fac din el scop. Ci Dumnezeu mi-a dat Cuvântul scris ca să fac din el mijloc spre un scop. Amin. Amin. Și dacă citesc Scriptura, doar de a citi Scriptura și vreau să cunosc Scriptura și fac din Scriptură, Dumnezeu am încurcat-o. Dumnezeu mi-a dat Cuvântul scris ca mijloc să mă ducă la Cuvântul viu. Rolul și scopul Cuvântului scris este într-adevăr să-L cunosc. Dar prin Cuvântul scris să ajung la Cuvântul viu și Cuvântul viu este Iisus Hristos în mijlocul nostru, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.